O categorie foarte importantă de forțe de inerție este cea a forțelor care apar în sisteme care se rotesc. Și apar deoarece corpurile, conform principiului inerției, au tendința de a se mișca în linie dreaptă. Voi vorbi azi despre cea mai cunoscută dintre aceste forțe, forța centrifugă. Să ne gândim la un copil care stă în centrul unui disc care se rotește, iar un resort de pe disc, care are un capăt fixat pe axa de rotație, are la celălalt capăt prins un cor care alunecă ușor. Cum interpretează copilul ceea ce se întâmplă? Deoarece el se rotește împreună cu discul, vede resortul în repaus în fața lui, dar îl vede alungindu-se. Așa că spune că a apărut o forță care trage de corp spre exterior, adică o forță centrifugă. Dar cel care vede lucrurile din exterior, ce spune el? El observă că resortul obligă corpul să se miște pe un cerc și pentru asta trebuie să tragă de el tot timpul înspre axa de rotație, exact la fel cum soarele obligă planetele să se miște în jurul lui, atrăgându-le gravitațional. Deci copilul spune, corpul trage de resort, dar cel din exterior spune, resortul trage de corp. Cine are dreptate? Până aici amândoi. Deoarece știm că forțele apar în perechi, acțiune și reacțiune. Cele două forțe despre care vorbim sunt acțiune, respectiv reacțiune. Diferența este aceea că pentru copil acțiunea este forța cu care corpul trage de resort, iar pentru cel din exterior, acțiunea este forța cu care resortul trage de corp. Iar dacă corpul se desprinde de resort, începe să se miște în linie dreaptă, îndepărtându-se de axa de rotație, de parcă l-ar împinge ceva spre exterior. Deci forța de inerție este o forță care apare deoarece corpurile au tendința de a se mișca rectiliniu, adică de a se îndepărta de axa de rotație. Din păcate, uneori nu se înțelege acest lucru. De pildă, în cazul mișcării sateliților, am mai vorbit despre acest lucru, se spune că satelitul nu cade deoarece asupra lui acționează două forțe care își fac echilibrul, și anume greutatea și forța centrifugă, așa cum vedeți în desen. Păi dacă ar fi așa, satelitul ar fi în echilibru dinamic și traiectoria lui ar fi o linie dreaptă, nu s-ar mișca pe un cerc în jurul Pământului. Asupra satelitului acționează o singură forță, greutatea, iar această forță este o forță centripetă care îl obligă să se miște pe o traiectorie curbă. Iar forța centrifugă este reacțiunea greutății satelitului, adică este forța cu care satelitul atrage Pământul, cea pe care o vedeți acum desenată. Forța centrifugă ar putea fi folosită ca o înlocuitoare a greutății pentru nave cosmice imense care ar urma să se deplaseze în călătorii de ani, zeci, poate sute de ani, așa cum vedeți în desen. Pentru o rotație cu o anumită viteză unghiulară, cei din interior s-ar simți exact ca pe Pământ, deoarece forța centrifugă ar fi egală cu greutatea lor aici pe Pământ. E adevărat că dacă nava n-ar fi destul de mare, ar simți și efectul unei alte forțe de inerție, forța Coriolis, dar despre ea voi vorbi cu altă ocazie. Forțele centrifuge au multe aplicații practice, cum ar fi uscarea hainelor, centrifugarea unor substanțe, pompele centrifuge și altele.